Ambasadorul Statelor Unite al Americii, Adrian Zuckerman, efectuează astăzi prima sa vizită în județul Mehedinți. Excelența sa a ajuns cu puțin timp în urmă la hidrocentrala Porțile de Fier, un obiectiv strategic al județului nostru. Aici a fost întâmpinat de ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. Bună seara! Plăcere să vă în această seară avem onoarea și plăcerea să avem doi astăzi de seamă printre noi, domnul ministru al Economiei, domnul Virgil Popescu, și excelența sa, domnul ambasador al Statelor Unite ale Americii. Sunt mândru că aici, la Porțile de Fier, se produce 40% din totalul energiei pe care hidroelectrica o produce și am afirmat că hidroelectrica este perla coloanei energiei românești și este o companie verde și vreau să rămână verde. Vreau să cred că în continuare hidroelectrica va fi implicată în investiții în proiecte verzi. Hidroelectrica va trece și își va diversifica sursele de producere de energie verde, va trece de la energia hidro la energie solară și eoliană și vreau să cred că veți face primul proiect pilot de producerea energiei electrice eoliene offshore în Marea Neagră. Mă bucur că suntem astăzi aici. Am onoarea și plăcerea să-l am pe domnul, excelența sa, pe domnul ambasador, în vizită în județul meu natal, la hidroelectrică aici. Domnule ambasador, bine ați venit, welcome, and I know that you speak very well Romanian, and if you can, you can speak Romanian or English. Trebuie să spun că am lucrat cu ministrul Popescu aproape tot anul ca să se dezvolteze multe alte surse de energie, inclusiv, cum a menționat, surse de energie din Marea Neagră, unde e un potențial enorm de gaz. E o companie acolo numită Bisog, care tocmai a pus o pipă sub apă ca să pentru extragerea gazului de la o platformă offshore din Marea Neagră și cred că o să înceapă să producă gaz în a doua jumătate al anului 21, în anul viitor. Ambasadorul Statelor Unite al Americii se va afla în județul Mehedinți pentru două zile. Vineri are programat o întâlnire la sediul Bibliotecii Județene I.G. Bibicescu și va face o donație de literatură americană. Tot aici se va întâlni și cu reprezentanții presei și face declarații. Urmează apoi o întâlnire cu reprezentanții autorităților publice locale. Adrian Zuckerman a emigrat din România în Statele Unite la vârsta de 10 ani și vorbește fluent în limba română.